desemnat, dacă nu mă înșel, domnule Stuță, îmi pare rău, n-ați avut dreptate. Iată, exact aceleași calificative despre capacitatea lui de a prezice lucrurile, le pot vorbi și despre ce am făcut cât am fost prim-ministru. Cât am fost prim-ministru, am folosit toate relațiile mele cu un singur obiectiv. Să promovez interesele cetățenilor din Republica Moldova, fie că era vorba de regimul fără de vize, fie că era vorba de atragerea resurselor financiare pentru a construi drumuri naționale, intravilane, grădinițe, apeducte, fie că a fost vorba de gazoductul Iași-Ungheni, fie că a fost vorba de semnarea codului de asociere. Iată, dacă domnul Sturza deschide puțin ochii și analizează la rece ce am făcut eu când am fost prim-ministru, sper că nu va avea dificultăți în a constata acest adevăr. Că îi place sau îi displace, asta deja e problema lui. Tu, domnul, vă mulțumesc tu foarte mult. Că fost un bun prim-ministru, doar că ați fi șantajabil. Dar cu ce aș fi eu șantajabil? M-a spus foarte balat că există foarte multe filmulețe, volume, fel de fel de chestii în Republica. Eu l-aș vrea pe domnul Stuță, dacă știe ceva, să vină să spună. Dacă aș fi șantajabil, vulnerabil, vă asigur că n-aș fi lansat un proiect politic, nu m-aș fi preocupat de calitatea mea de politician și nu aș fi încercat să-mi vin cu un punct de vedere și cu o echipă importantă care dorește să schimbe lucrurile spre bine în Republica Moldova. Astăzi aveți o relație bună cu PSD din România, dacă poate ați avut discuții cu anumiți colegi. Am avut o relație foarte bună cu premierul Ponta, stabilită pe linie guvernamentală. Despre situația asta care s-a creat cu europarlamentarul Andy Cristea, care s-a prezentat Nu cunosc și nu pot comenta așa.